牙啊牙诶啊诶，牙诶哦哇Am primit un mesaj ciudat. Oare de la cine este? Tu, când primești un mesaj de la un necunoscut, ce faci? Răspunzi sau îl ignori? Tot mai mulți copii își petrec timpul navigând pe site-urile de socializare spre îngrijorarea părinților. Puțini dintre ei cunosc însă faptul că dreptul la identitate este unul protejat de legislația în vigoare a Uniunii Europene. Specialiștii în domeniu au arătat nu de puține ori cum poate fi furată identitatea unei persoane pe internet. Este nevoie doar de un program de recunoaștere a feței și de o conexiune la internet. Primul pas este să fotografiezi o persoană, după care să activezi programul de recunoaștere facială. Cum și Facebook are o asemenea opțiune, persoana respectivă poate fi găsită foarte ușor pe rețeaua de socializare. Apoi, dacă respectivul și-a făcut publice pe profilul de Facebook câteva date foarte simple, îi se poate ghici CNP-ul folosind câțiva algoritmi cunoscuți. Oamenii care țin la intimitatea lor ar trebui să aibă grijă ce date împărtășesc cu lumea întreagă pe Facebook. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Botoșani ne dau și câteva sfaturi. Unii dintre voi frecventează, de exemplu, rețele de socializare. În acest caz ar trebui să manifestați o atenție sporită cu privire la protejarea datelor voastre, cu privire la protejarea parolei, cu privire la a nu furniza niciun fel de detalii privind familia voastră, bunurile pe care le aveți în locuință, mediile pe care le frecventați, pentru că în spatele unui cont de pe o rețea de socializare se pot ascunde indivizi periculoși. Poliția Română desfășoară foarte multe campanii pentru prevenirea a ceea ce se cheamă criminalitate informatică sau pericole la care voi puteți să fiți expuși în astfel de situații. Psihologii spun chiar că s-au confruntat cu cazuri de copii și adolescenți hărțuiți pe internet, căzând astfel în capcana răuvoitorilor. În ce fel dăunează navigarea excesivă a tinerilor și copiilor pe internet? Depinde de ce site-uri sunt accesate. În prima fază, cel mai important este să știm ce trebuie să căutăm acolo. Da? Și ceea ce urmărim ca și informații. Cum ar trebui să reacționeze un adult când copilul lui se uită foarte des pe internet? În primul și în primul rând, ar trebui să-i spună copilului să aibă mai mult socializare cu copii de vârsta lui și mai puțin internet. Să iasă afară, să se joace, să aibă conexiuni cu aceiași copii de aceeași vârstă. Mai puțin cu internet. Internetul e bun, dar cu o limită. Ați avut cazuri de copii hărțuiți pe internet? Foarte multe cazuri, da. Foarte multe. Și cum ați rezolvat situația? În primul și în primul rând cu ajutorul părinților. Părinții sunt cei care vor lua atitudine vis-a-vis de acest lucru. Când înțeleg și părinții, atunci și copiii pot fi ușor corectați, să zic. Este clar, internetul ne-a furat copilăria și este pe cale să ne fure și identitatea. Oare știu tinerii din ziua de azi cum să se protejeze de riscurile care apar pe site-urile de socializare? Bună! Presupun că ai conturi pe site-urile de socializare, nu? Da, am cont. Cât timp navighezi pe internet într-o zi? Destul de des, pot spune. Adică când am un mesaj, intru pe Messenger, când vreau să văd ceva, intru pe Facebook. Nu ți-e frică de mesajele de la necunoscuți? Nu prea accept cereri de prietenie de la necunoscuți sau ceva. Bine, poate mai accept din când în când, dar nu răspund la mesaje. Dar ai primit? Da, recunosc că am primit câteva, dar nu le-am băgat în seamă sau le-am pus la spam și am scăpat de ele. Cum ai reacționat? Pot spune, depinde ce era scris în ele. Dacă erau direct vulgare, le raportam și le puneam la spam. Dacă nu, pur și simplu le ignoram. Cât navighezi pe internet? Cred că dimineața și rare ori seara. Dacă ai primi un mesaj de la un necunoscut, cum ai reacționa? I-aș zice mamei și dacă n-ar ști nici ceea ce să fac, m-aș duce la poliție. Ai primit vreodată un astfel de mesaj? Da, dar am aflat cine e. Și cum ai rezolvat? Am întrebat unii prieteni și s-a rezolvat. Navighez pe site-urile de socializare? Normal.
Ai avut parte până acum de situații în care ai primit mesaje de la necunoscuți? Am avut parte, de multe ori. Și ai răspuns la ele? Nu. De ce? Pentru că nu-i cunoșteam și am preferat să îi ignor. Ce faci ca să eviți aceste riscuri? Păi le dau bloc. Internetul este cea mai bună invenție de la dată încoace și poate fi un instrument foarte util atât pentru adulți cât și pentru cei mici, dar pe lângă aceste beneficii trebuie să avem în vedere că nu toți oamenii au gânduri bune. Astfel, e bine ca atunci când ai propriul cont pe o rețea de socializare să nu experimentezi orice ți se pare interesant fără să-ți întrebi părinții. Un simplu click îți poate pune viața în pericol.